62 de zile de așteptare și vor lăsa în urmă amintiri și toxine. Crengile, frunzele și el. E dureros, n-are niciun sens, dar e el. Totul a început cu o sămânță. O sămânță maro banală din lumea celor morți, care s-a transformat într-un roșcov sălbatic și apoi într-o dumbravă de roșcovi. Tu ești Flori? În cui ce sfredelea scoarța, carnea, lemnul deveni pat și apoi ele, cu poveștii lor de dragoste, Pipica, Odil și acum ea. Îl simt, e aici. Ești mare acum, nu mai ai nevoie de mine. Tată? Stai liniștită, nu e grav. A sunat Magda. A murit Antilionica, draca. S-a dus. Alergăm prin oraș, căutăm paturi de roșcov, căutându-l pe el. Hai, Nora, să primim anul. Bine, hai! Cât te-am trecut să o salvezi? Unde-mi e patul? Ce-ai făcut cu patul meu? L-am dat. Ce trebuie? Cum adică l-ai dat? E o trupă de teatru. Flori, aș putea să-ți dau 2000 pentru mare. Îți ajung? Uite, Florina, am găsit pentru tine povestea unui fabricant de paturi de la 1800. Ce e? Vorbește, dragă, mai încet, că ne aude toată lumea. Cum nu? E atât de multă lume în sală, până și Ferucia aici. În afară de Lev, nimeni nu mi-a mai spus Ferucia. Clanța, o umbră înaltă, o secundă, lama șuierând și o buvnitură. Operat de urgență, situația acestuia se află sub control. Era Lev, îl văzuse în dumbrava cu Roșcov. Nu fusese capabil să controleze armele patului. Foșnetul, șoaptele, vocile, telefonul, un cor de Roșcov șoptind o adresă de bloc. Nu vreau să fiu un roșcov. Ai putea fi o molimă. Ușa. Mai bine mor decât anonim. Bine, hai, da... Andrei, come over!